Bună ziua, dragii mei, sunt Arotela cu o nouă etalare pentru cei cu soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord în taur. Etalare pentru tot timpul găsesc câte ceva în momentul în care filmez. Pentru aproximativ luna martie, dar nu e obligatoriu, se poate manifesta și mai încolo sau poate a început deja să se manifeste. În timp ce am amestecat aceste cărți, a venit rinocerul, care înseamnă moderație. Și la capătul setului de cărți, să zicem pământenire, armadillo. Probabil că vreți să mergeți mai departe, numărul 7. 7 este asociat faetonului, dorința de a merge mai departe, să vă construiți, să vă schimbați calea, să mergeți către calea voastră. Dar trebuie să fiți un pic moderați. Probabil că unii dintre voi treceți prin niște excese. Poate excese emoționale, poate excese pasionale, poate niște excese. În orice se poate manifesta acest exces. Și să zic, în felul în care eu știu, faceți un regim alimentar și în felul în care manifestați, să zic, un post. Din acest motiv, vi se atrage atenția că trebuie să fiți în echilibru, să fiți moderați. Hai să mai amestec totuși. Și o să vorbesc, că și aici a venit ceva, dar o să vorbesc când deschid cărțile acolo. Deci, hai să vedem spiritul care vă influențează. Oh, ce frumos! În această perioadă. Oh, dar ce opoziții! Și opozițiile duc la comportament extrem. Deci, frumusețea. Interesant că frumusețea a apărut și aici, prin împărăteasă. Împărăteasă frumusețe. Oh, e fantastic, acum văd. Și regele de spade la capătul setului de cărți. Avem aici un personaj foarte de spade, da? Cineva care vă observă. Ori voi observați o persoană, depinde ce sunteți. Dacă sunteți bărbați, poate voi observați o persoană care vi se pare foarte frumoasă. Și nu mă refer doar la exterior, posibil să fie frumoasă și foarte posibil să fie frumoasă și în interior. Și atunci, în tăcere, observați. Observați. Interesant cum vine mesajul. În spatele acestui leopard fantastic, superb, leopard de zăpadă, există această amabilitate. Probabil în asta constă frumusețea unei persoane pe care o observați. Sau cineva vă observă frumusețea, repet, nu doar exterioară, dar și interioară. Asta manifestată prin amabilitate. Prin amabilitate. Aș putea să asociez, n-am nimic cu regele de spade și nici un leopard, nici atâta, că l-ador, dar aș putea să asociez acest personaj, da, foarte puternic, dar e o putere mentală și fizică opusă acestei energii. Că sunteți voi, repet, doamnelor, domnișoarelor, poate e altcineva. Poate voi sunteți, repet, domni și observați această doamnă. Aș putea să asociez acest rege de spade, acest leopard, cu acest. Cum îi spune? Liliac. În ideea că amabilitatea persoanei care apare, frumusețile, vă da, împărăteasa, amabilitatea acestui caracter poate să schimbe întreg mediul în care se află. Un mediu corupt, un mediu negativ, un mediu toxic, da, îl poate schimba prin amabilitate pe care o manifestă. Că de fapt asta este puterea dragostei, da? Am văzut de curând Zeii Egiptului, un film pe care îl ador și pe care îl văd periodic. Acolo era Venus, dacă ați văzut filmul. Venus, care avea niște calități pe care rar despre care rar se vorbește. Avea puterea de a comunica cu oricine, din orice dimensiune, și asta datorită iubirii pe care o manifestă, puterea de a comunica și de a transforma. Aici vreau să ajung, de a transforma. Cineva urmărește, ori vă urmărește. Cum? Comunicați cu energiile înalte, cu dragostea ca și vibrație, ca și principiu.
Interesant. Acest personaj are multă pasiune față de voi. Posibil să fie căsătorit sau voi să fiți căsătoriți sau să fiți într-o poziție financiară profesională mai bună și totuși apare această atracție de care a tot încercat să fugă regele. Nu e nici regele, e probabil că o fi regele. Șapte de spade a încercat să fugă de această pasiune. Dar euforia și stările pe care le simte în preajma voastră îl fac să mediteze. Măi, dar ce se întâmplă? Că nu pot spune că o energie toxică este 15 aici, da? Ceea ce simt, această atracție, nu este toxică, este de altă natură. Toxic este felul de a observa, de a nu se implica, de a fugi de dragoste. Și de chestiune. Noi vedem. Vedeți? Hai să-l punem așa, până una alta. Cu alte cuvinte, energia voastră venusiană este foarte puternică în această perioadă. Poate că aveți și niște planete în pești și se creează acel sextil între Soarele în pești, Neptun în pești, Jupiter în pești, da? Sau poate aveți Lună în Taur și acolo niște planete și se creează, repet, apare justiția. Dorința de echilibru, moderație, cum a zis mai devreme, într-o situație, într-o separare. Separarea de cineva, interesant. Poate să fie și de un job, de un sistem. E o separare care a produs multă suferință, patru de cupe. E o ocazie pierdută care a produs multă suferință. Dar această ocazie pierdută, doar această separare, aduce iar în discuție nevoia de temperanță, de echilibru, de justiție, de corectitudine. Pentru că Venus se manifestă și prin relațiile pe care le manifestă, nu doar fizic și interior, da? Este justiția de fapt reprezentată de balanță, care este guvernată tot de Venus. Dar o altă variantă a lui Venus, foarte rațională, corectă, asta constă frumusețea, nu înseamnă doar frumusețe fizică, ci și interioară. Să fii corect, să fii blând, să fii moderat, să fii înțelept, să fii... cea mai bună versiune a ta sau cuiva. Hai să vedem. Taur, Soare, Lună, Venus, Ascendent, Nodul în Taur. Martie. Am văzut un zero. Vreți să începeți unii? Ceva de la zero. O nouă afacere, un nou proiect, ceva de la zero. Eventual sau o nouă relație. Așa, vedeți? Cât de cât. Central. Steaua. Probabil că e cineva cu marcaj învărsător. Dar trecând peste asta, când am văzut regele de spade și mie nu-mi place să fixez, din păcate. Nu, este aiurea, dar totuși v-am dat, că vă place așa ceva. V-am dat și acest mesaj. Nu, stea nu înseamnă nu să-i soția vărsătorului, că nu toți vărsătorii sunt atât de înalți în vibrație, dar... Stea înseamnă speranță. Aveți în suflet o speranță. Aveți nevoia să vă vindecați. Sufletul vostru are nevoie de vindecare, are nevoie de inspirație divină, are nevoie de oameni de înaltă vibrație care să-l inspire sau să vă inspire, în fine, în această terapie sufletească de care aveți nevoie. Dar mai vedem. Provocarea este asul de monede. Aici este. Odată vindecați, puteți manifesta ceva nou cu spor, că am văzut împărăteasa. Dar aici este diferența între ce ați manifestat în trecut, care poate v-a adus spor pentru că am văzut 10 de monede, și ce puteți manifesta de acum încolo. Pentru unii poate să fie o afacere online, o afacere la distanță, dar trecând peste acest potențial, în primul și în primul rând, orice începeți, vindecați, face parte din destinul vostru. Atât timp cât începeți din ambiție, cu regrete, cu stări tensionate, de-aia e important în orice situație să vă vindecați de trecut, să vă vindecați sufletul și orice începeți, și afacere, și job, și relație, are cel mai mare potențial. În fine, în trecut, îndrăgostiți-l. V-ați îndrăgostit de cineva și a trebuit să alegeți voi sau cealaltă persoană. Șase de cupe. Tot apare fostul, fosta. Acum, în viitor, apare un patru de spade. Ia stai tu frumușel. Poți să stai așa frumușel. Patru de spade. În prezent aveți 8 de cupe. Ia uite, trebuie să vă eliberați. 8 de cupe. Ca să mergeți înspre steaua voastră, înspre vindecare. Iar e o chestiune care ține de vindecare, de moderație.
Dar o să clarific. Sfatul, 6 de monede. Posibil unei aveți nevoie de ajutor sau vreți să oferiți ajutor cuiva. Poate să fie și așa și așa. Imediat o să clarific. Exterior, v-ați separat de un scorpion, unii dintre voi știu cazuri, da? Scorpion sau cineva cu marcaj, poate să fie și semn de apă cu marcaj în scorpion, să zic ascendent sau Venus, dacă știți harta, dacă nu măcar ascendent o să le fi știut. Unii dintre voi, da, vă separați. Sau nu contează de cineva separat, o să clarific și această influență. Poate unii ați pierdut pe cineva și trebuie să vă vindecați de această pierdere și să vă detașați de lacrimi, de acel sentiment de gol. Trebuie să mergeți mai departe, orice s-ar întâmpla, orice s-ar fi întâmplat. Că e moarte fizică, că este moartea unei relații, a unei pasiuni. Important este să mergeți către 9 de cupe. Să știți că dragostea, apropo de Venus și de frumusețe, dragostea învinge, dragostea este cea care face lumea să meargă mai departe. Hai, nu vrei să stai, să te pun eu altfel, până așa? Sper să nu dărâm, da. Vă influențează. Poate, dar o să vedem. Am vrut să zic că poate energia foarte intensă a cuiva vă poate influența înspre vindecare. Iar, vedem. De ce vă este teamă de judecată? De o discuție cu cineva. De împăcare. Interesant. Nu prea vreți împăcare cu acel trecut, pentru că tot apare, ați văzut, vedeți aici cărțile 6 de cupe, tot apare un personaj fost 6 de cupe, poate să reprezinte un fost, o fostă, care revine. Și eventual va tulbura și alegerile în trecut și iubirile din trecut, posibil și asta. Ce vă doriți? Cavalerul de monede. Să vă reconstruiți. Vă doriți oameni stabili? Văd asul de monede. Cavalerul vă doriți, cavalerul de monede. Oameni stabili, eventual și voi să fiți stabili. Dacă începeți un nou proiect, aveți această ambiție, pentru că sunteți tauri, da? Orice planetă ați avea aici. Aveți această ambiție să studiați, să vă faceți, eu știu, listă de priorități, un plan de lucru și să mergeți pas cu pas către manifestarea acestui proiect. Undeva în sufletul vostru aveți o speranță că acest proiect va merge și va avea succes. Poate chiar internațional, depinde. Da. Nu, acest mesaj nu e valabil pentru toată lumea, dar pentru unii este. Și atunci sfatul este să vă trămuiți banii bine, să aveți grijă de unde primiți, cum dați, să nu dați în stânga, în dreapta, pentru că 6 de monede pot să fie și dezechilibru financiar și atunci voi trebuie să fiți atenți. Probabil că așteptați unii dintre voi, așteptați o susținere financiară din partea cuiva, oricine poate fi, părinte, eu știu, rudă, altă cunoștință, poate așteptați fonduri europene. Am spus-o, pentru că de ce n-ar fi pentru acest proiect? Dar sunteți, cum am văzut de la început, Venus, cu hotărât să vă creați abundența voastră și să vă folosiți calitățile, niște calități venusiene. Eu știu, care țin de moderație. Venus, apropo, în balanță, ține de echilibru. Poate afacerea sau direcția, proiectul în care mergeți, implică un schimb, un arbitraj, să zic, în relații. Dau un exemplu. Vreți să deschideți o afacere în care ajutați oamenii să intre în relație unul cu celălalt, pentru că am văzut aspect în Venus foarte puternic, da? Venus înseamnă dragoste și fiind în această vibrație de moderație, îi ajutați pe Xulescu să se cupleze, să se împrietenească cu Y. Sau poate această capacitate a unora, iar dau exemplu, se poate manifesta la nivel de, eu știu, afaceri, de business. Faceți un soi de moderație sau moderare sau intermediere, mai bine zis, asta era cuvântul, intermediere între firme. Firma cu tare are nevoie de un produs, firma cealaltă cu tare are nevoie de o piață de desfacere și atunci găsiți, pentru că aveți această capacitate. Așa.
am dat un exemplu, pentru că lucrurile, tot ce vorbesc aici nu este obligatoriu să se manifeste doar la nivel de relația amoroasă, se poate manifesta, că tot a zis de ce nu faci de carieră, spun când e de spus. Da? Se poate manifesta și la nivel de profesie, de bani, de finanțe și în familie. Ce reușiți să faceți, cavalerul de spate? Mai dăm o carte. Vă îndepărtați de impulsivitate. Dacă aveți tendința să fiți impulsivi, în felul în care vorbiți, depinde ce planete aveți, vă îndepărtați de această tendință, tocmai ca să manifestați cavalerul de monede, o energie calmă, ordonată, precisă. Eventual, dacă apare cineva, un fost, o fostă, cu marcaj puternic în semn de aer, eventual în semn de vărsător, poate chiar și gemeni, care au, acești oameni au tendința să vină cu discuții, apropo de judecată, da? Discuții cu idei, brusc, vin brusc. Și tulbură, că am văzut la un moment dat și turnul. Vă îndepărtați de această energie pentru că vreți să construiți ceva durabil. Ia uite, 9 de cupe. Mergeți către 9 de cupe. Am zis, 8 de cupe, mergeți către 9. Învățați să vă iubiți și să vă concentrați pe ce vă aduce satisfacție. Nu mai pierdeți vreme. Ia uite, și construiți 7, cu răbdare, 7 de monede. Iubindu-vă, vă apreciați mai mult, 6, 7, cavalerul de monede. Dar toate acestea sunt construcții financiare practice, pentru că vreți să fiți stabil financiar. Independență, regina de monede e una dintre, e una, da. E o regină independentă, care este pregătită să intre în relație cu cine este pe măsura ei. Eventual, unele doamne, domnișoare, să spun, care sunt singure, renunță la un personaj, oricine poate fi, fost, fostă, sau rudă, sau cunoștință, da? Care are tendința să tulbure prin felul în care comunică, tulbură apele și creează conflicte, pentru că probabil că n-a evoluat suficient. Mergeți către 9 de cupe și cu răbdare, reconstruindu-vă viața, vă pregătiți pentru o poziție de soție, pentru că regina de monede reprezintă soția. Pentru o poziție care implică stabilitate, loialitate, la capătul setului de cărți, soarele. 4 de bâte. Interesant. Poate aveți pe cineva cu marcaj în zodia leului, deși nu-mi place, repet, să limitez această carte la zodia leului sau un semn de foc acasă, care vă susține, cu care încercați să creați niște strategii. Pe de altă parte, acasă vă găsiți un pic liniștea, un pic. Vă găsiți liniștea, lăsând în spate, dacă vă eliberați, da? Ia uite, de acest semn, nu neapărat semn de aer, personaj mental, care e obișnuit să creeze conflicte, da? Și aduce lacrimi într-o formă sau alta. Poate să fie și personaj cu marcaj în semn de apă. Poate că i-ați iubit foarte mult pe aceștia, regele de cupe. Dar această dragoste v-a adus lacrimi. Ați încercat să stați în picioare, să rezistați, dar tot timpul apar conflicte. Pentru că ego-ul cuiva încă nu e rezolvat. Și totuși acasă, undeva, poate în mediul familiar, că văd regina de monede ar putea să fie și mama voastră și împărăteasa ar putea să fie mama voastră. Acolo e o problemă. Sau e o rezolvare. Variază de la om la om. Ideea este că acasă există o speranță într-o formă sau alta. Într-o formă sau alta. Vedeți? Regina de monede, dacă mai include și celelalte regine,
Poate încet cu cavalerul de monede să manifeste împărăteasa, da? Abundența aceea, dragostea aceea necondiționată. Aveți multe de manifestat în această nouă cale. Dar în primul și în primul rând trebuie să vă eliberați de o situație care s-a încheiat. Dacă s-a încheiat, să rămână încheiată, pentru că, într-adevăr, nu mai vreți să vă împăcați cu acest personaj. Am văzut personaj cu marcaj puternic în Pluton. Voi aveți marcaj între voi, în sinastrie. Marcaj puternic în Pluton, care a creat multe obsesii, multe... de-aia vă mai urmărește din când în când. Adicții, dependențe, chiar și din partea voastră, eventual. Probabil undeva la granița între Scorpion și Balanță. Graniță. Dacă știți de planetele lor, dacă nu știți, nu știți. Dar Văz și Vărsător. Și atunci e cuadratură. Uranus în Taur creează cuadratură cu planetele în Vărsător și ceva se dărâmă. Am văzut turnul. Hai să clarificăm. Noi, iau, Eremitul. Trebuie să analizați, să înțelegeți lecția prin care treceți. Să studiați ceva. Poate vreți să faceți niște studii. Da, Eremitul înseamnă și studiu. Să vă duce, să vă educați într-o nouă direcție. Este ceva nou. Da? Hai să clarificăm pe scurt așa steaua. Clarificăm steaua pentru Taur și Taurițe. Steaua. În viitor apare 4 de spade. Iar, vă calmați, iau de justiția. Sperați că se va face justiție divină într-o situație. Ați fost blocați mental, ați fost blocați într-un contract. Oh, da. Într-un contract, într-o colaborare. Poate că a fost și o situație neplăcută cu un suflet pereche, poate și asta. Dar apare stea nevoia de vindecare, de eliberare, de contract, ca să începe să... Nu puteți să lucrați în două contracte, eventual, și pentru că vă dezechilibrează viața. Interesant că apare și aici o balanță. Asta este. Și aici e dezechilibrată. Nu cred că ăsta e sfatul, să clarific imediat. În ideea că nu, sfatul nu este să fiți dezechilibrați, da? Și nici să vă faceți timp... Să vă împărțiți energia și timpul în prea multe direcții, nu. Trebuie să fiți în echilibru, tocmai pentru că ați fost dezechilibrați de o situație. Deci trebuie să vindecați un contract. Eventual, trebuie să vă vindecați de o karmă. Dacă știți să faceți eliberări, mai ascultați, căutați în playlist-ul de anul trecut despre luna plină, sfaturi. Sunt acolo, asta, sfaturi, lună plină, tarotela, cum vreți voi să scrieți și apar. Sau dacă nu, căutați în playlist. Sunt niște sfaturi interesante pe care ar trebui să învățați să le folosiți spre binele vostru. Justiția și stea, da. Și acel rege de spade poate să fie un șef, da? Cineva care vă urmărește, evoluția. Voi știți. Asul de monede. Clarificăm asul de monede. Asul de monede. Pentru Taur și Taurițe. Ah, sunt multe. Asul de monede. Uf, am văzut iau pe împărăteasa și am văzut și Marele Preot la un moment dat. Când s-a arătat el? Aici. Deci, asta este. Vreți să începeți un proiect nou care să vă aducă abundență, cum am zis. Dacă acest mesaj se va manifesta, voi știți. Posibil că apare altcineva guvernat de Venus, nu doar voi, pentru că apare balanța. Eu știu dacă aveți speranță la vreo balanță. Posibil și asta. Sau din potrivă, speranțele față de balanță să fie... Dar, aici este provocarea.
Dacă vă vindecați karma, orice ar însemna această karma, nu limitez această karma nici la vărsături, nici la balanțe, ar fi stupid. Și mă... am pretenția că nu promovez așa ceva. Vindecarea de karma, eliberarea de un contract, credința că vi se va face sau dreptate într-o formă sau alta, este provocată și de manifestare, adică această credință nu se poate limita doar la a crede, a spera și la eliberări, trebuie să face și pașii fizici, da? Ca să manifestați un nou proiect care va duce abundență, eventual o căsătorie. Poate cineva vrea să se căsătorească cu voi. Și dacă nu e căsătorie, este un alt contract. Potrivit vouă. Pentru că Marele Preot încheie și el contracte. Potrivit vouă. Dar trebuie să vă eliberați de primul contract. Asul de monede, da? O nouă relație. Interesant. Este ceva pentru unii dintre voi, se sugerează și dorința de a începe ceva nou cu un profesor spiritual sau profesoară. Profesor, profesoară, că avem și energie feminină și masculină. Profesor spiritual. Sau, iar, trebuie să vă educați. Am văzut și Eremitul și Marele Preot. Vedeți? Din toate mesajele care rezonează cu voi. Dar știu că unele chiar sigur rezonează. Știu sigur. Acum, da, trebuie să munciți. Asta trebuie să munciți. Ce vreți? Trebuie să alegeți ori independența, ori să fiți slujbași. Clarificăm. Îndrăgostiți de curiozitate în trecutul acela. Ce a fost cu această poveste de dragoste? Îndrăgostiți odată. Îndrăgostiți. S-a răsucit, ceva. Patru. Patru de bâte. Poate că a trebuit să alegeți între casă și altceva. Și ce? Și un suflet pereche care v-a dezamăgit? Sau o colaborare? Doi de cupe nu înseamnă doar suflet pereche, înseamnă și colaborare la locul de muncă unde n-ați primit suficienți bani? A apărut o a treia persoană și n-ați mai primit voi banii pe care îi meritați? Se poate și asta? Mai dăm o carte pe acest întrebări și patru de multe. Deși e în trecut. Ia uite, 8 de monede. Ce am zis mai devreme? Ați mai fost provocați în trecut. Eventual, între casă și muncă, unii dintre voi ați ales poate mai mult munca și nu s-a manifestat relația și ați pierdut o relație, da? S-a încheiat o relație. Și acum trebuie să învățați în această alegere, eventual. Sau ați ales, să zic, casa și ați pierdut un potențial, v-ați pierdut potențialul la independență și acum trebuie să învățați niște lucruri. E o chestiune de lecție spirituală. Poate că a trebuit să alegeți între cineva cu marcaj în semnul focului și marcaj în semn de pământ. Iar, poate unii dintre voi zic, pentru că așa văd mai multe posibilități. Iar, a trebuit să alegeți între un personaj care vă... cu care lucrurile mergeau foarte bine și unul în care trebuia să munciți, în relația aceea trebuie să munciți foarte mult. Eu știu ce ați ales, voi știți ce ați ales. E de domeniul trecutului. Dar ideea este că trebuie să învățați din experiența trecutului. Ia uite, v-ați ales cu dezamăgire, cu ori cu responsabilități, dacă a fost locul de muncă, ați muncit la locul de muncă și pentru ce? Pentru câțiva bănișori. N-a fost suficient unii dintre voi.
Când poate, putea să lucrează de acasă. Dau un exemplu, iar că apare casa. În fine. Viețile noastre sunt complicate. Hai să clarificăm om de cupe în prezent. De ce trebuie să vă detașați om de cupe? Ce legătură are acest om de cupe în prezent? Iată. De 5 de monede. De sentimentul de abandon. Poate că unii dintre voi, pentru că știu că așa fac majoritatea taurilor, țin foarte mult, pentru că sunt semne fixe, țin foarte mult la niște lucruri. Și nu sunt sănătoase lucrurile astea. Nu au parte de bucurie, de spor, dar țin la ele. Un job care nu e bine plătit, țin pentru că s-au obișnuit cu acel job, dau un exemplu. Sau o relație în care lucrurile scârție, ceva nu merge, țin. Da. Sunt și tauri așa. Acum, poate altcineva vă părăsește. Vedeți unde sunteți, dar este vorba de eliberarea de un sentiment de abandon. Dacă cineva v-a părăsit, nu mai vă simțiți abandonați, mergeți înspre nouă de cupe, învățați, că nu înseamnă Jupiter învățătură, învățați să vă iubiți, să vă apreciați, luptați pentru independența voastră și casă, să vă luptați și să munciți, să vă apreciați și voi nu să așteptați apreciere, dar trebuie să așteptați și apreciere din partea celorlalți. Sunt multe lucruri de învățat. Ia uite, un blocaj mental peste care trebuie să treceți. Mai dăm o carte pentru prezent. 5 de monede și 8 de cupe. De ce 8 de cupe și 5 de monede pentru tauri în prezent? Dar fiind luna nouă, e momentul să vă eliberați și de probleme financiare, de abandon și de altfel de pierderi. Poate cineva va părăsi tot aia. Ia uite. 5 de spade. Ce am zis mai devreme, da? Au fost niște jocuri mentale ale cuiva. Sau egoismul cuiva, da? Eliberați-vă. Ați plâns, eventual ați regretat, eliberați-vă. Chiar dacă i-ați iubit. Poate v-au pus într-un triunghi amoros, poate, repet, dacă n-a fost la locul, dacă a fost la locul de muncă, au fost bârfe. Clar, la locul de muncă bârfe, taca, 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 taca. Nu se poate așa ceva. Nu mai puneți, nu mai plecați urechea la așa ceva. Repet, v-am spus în ce direcție trebuie să mergeți. Clarificăm 6 de monede. Ca și spate. Ce au taurițele de făcut în această perioadă? Interesant, cu atâta frumusețe împărăteasa și frumusețea, poate lucrați într-un domeniu care ține de frumos, de artă, da? Și atunci clar sunt invidii. Acolo mai mult ca oricând. Am văzut diavolul. Ia uite-l. Diavolul. 6 de monede. Totuși nu-mi place. Aici este marea preoteasă. Sunt niște secrete. Ia mai din o carte. Ce vrea să zică diavolul? Diavolul. În primul și în primul rând, înainte să dau următoarea carte, au fost niște situații care v-au dezechilibrat, clar. Poate și o trădare, poate ego-ul cuiva, poate dorința de a conduce a cuiva, poate chiar a voastră, lucru din care trebuie să treci, să învățați. Dar diavolul înseamnă carieră. Și am vorbit chiar de la început. Începeți o nouă afacere, o nouă direcție, un nou proiect. Poate să fie online, da? Care, cu răbdare, vă va aduce abundență. Capricornul e și aici, care reprezintă, repet, casa 10-a a noastră. Cât investiți, câtă răbdare, cât efort investiți. Și dacă ați mai investit cândva într-un alt job, repet, acum este cazul să faceți altceva în afara karmei, în afara contractelor nevindecate. Vindecați-vă de karmă și veți avea inspirație divină cum să manifestați abundența. Dar hai să mai vedem totuși acest diavol și 6 de monede. Ce sfat să fie? Clarificăm. 6 de monede și diavolul. 6 de monede pentru tău și căurițe. Da, fiind, trebuie să zic și asta, fiind taur, probabil că vă potriviți bine cu cineva cu marcaj în zodia Capricornului, vă oferă stabilitate, dar repet, nu vă fixați doar pe ce vă oferă cineva. Dragii mei, în viață învățați, vă zic din experiență.
experiență și suferință personală. Învățați să fiți independenți. Ia uite turnul, vă... Da, e clar, înseamnă, asta este sfatul, da? Separarea de energia toxică. Poate este șef, poate este coleg toxic, colegă la locul de muncă, poate este vreun iubit, vreun soț, oricine poate fi, vreun amant, cineva care v-a înșelat, sunt multe, da? Separați-vă, puneți punct, că apare aici un apar semnal. Încheiați. Încheiați acest capitol. Dezechilibrant pentru voi. Și repet, dacă e vorba de job, poate a fost un job în care n-ați primit suficienți bani, 5 și 6, din cauza unor invitii, din cauza unui... Da. Poate să fie și șef, o autoritate care nu a fost corectă, un contract care nu e corect, contract, vindecați-vă de așa ceva. Vede, 3 de monede, iar, triunghi. Dar... Același triunghi poate să însemne altceva. Blocați ce este toxic. Ia uite, blocați împăratul. Cine încearcă să vă domine, blocați și schimbați energia într-o energie în care vă reconstruiți voi. Aici 3 de monede poate să vă reprezinte pe voi. Asul de monede, cavalerul de monede, da, 7, regina, toate aceste monede să vă reprezinte pe voi. Să fie o etapă. O etapă. Asta e. Clarifică moartea. Influența exterioară pentru Taur. Da, apare judecata în poziția fricilor, că nu mai e. Trebuie să gândiți bine. Să analizați. Am văzut și eremit o analiză. Să gândiți bine. Nu vă mai împăcați cu trecutul. Regina de cupe. Ops. Regina de cupe. Da, este o dragoste. Regina de cupe. Pești, drac, scorpion. Poate că cineva... Posibil cineva să plângă după voi. Dar eu mai simt încă ceva. O fi pentru unii dintre voi. Ați fost într-o relație foarte frumoasă cu cineva și a apărut un al treilea element. Ori un copil, oriceva. Sentiment de trădare, confuzii. Pentru unii dintre voi a apărut un al treilea element. În viața voastră, în viața lor... Da, apar trei persoane, da. Mai dăm o carte pe această regină. Iar văd marcaj în semnul scorpionului puternic, regina de cupe și moartea, și am văzut și regele de cupe. Dar mai dăm o carte. Regina de cupe. Influență exterioară. Hai ca să înțelegem exact ce înseamnă aceasta. Ce înseamnă această regină de cupe în influența exterioară și cu Pluto. Până vine cartea, a venit, dar zic mesajul, până vine cartea, influența exterioară benefică cu aceste cărți și cu ce mai văd este o persoană care vă inspiră și vă transformă viața. Pentru că aveți aici steaua. Da? Posibil să vină cineva care vă vindecă de separarea aceasta. Da. Valetul de monede. Văd o mamă, un copil și un final. Sau o transformare, nu apărat final, pentru că moartea înseamnă transformare, moarte și renaștere. Scuzați-mă, cineva ciocăne. Foarte interesant. Am fost întreruptă. Pentru că a venit cineva să citească lumina. Cu alte cuvinte. Trebuie să vă descoperiți lumina în această situație. Da? Și câtă energie, apropo de energie, câtă energie ați consumat până acum în povestea aceea din trecut, da? Da, e vindecare, e lumină, e turn. Turnul vine cu lumină, apropo. Vine cu lumină, cu înțelegere. Cât ați consumat ca să construiți o relație, un job, o stabilitate și totul se dărâmă. Mare grijă că diavolul poate să însemne frici și de situația actuală. Sunt multe, dar...
În continuare, aici la influență exterioară apare o mamă, un copil. Poate că cineva s-a dus cu altcineva și a apărut un copil, posibil și asta. Dau un exemplu, ca să înțelegeți. Sau personajul de care v-a separat și a găsit perechea și acum vrea să înceapă ceva nou. Și atunci, dacă i-a început, nu-i normal să începe și voi, să nu mai sperați? Dau exemple ca să vedeți cum se pot înțelege și asocia aceste cărți ca și influență exterioară. Voi știți, de fapt, ce se întâmplă în viață. Uite, nouă de spade, stres. O pasiune, ia uite, a fost o atracție, pasiune. Împăratul. Personajul care de care trebuie să vă eliberați, da? Probabil că a avut o nouă aventură care s-a lăsat cu, eu știu, chestii complicate. Clarificăm cavalerul de monede, că ne mai interesează judecata. Ideea este că patru de spade înseamnă să analizați decepțiile, da? Să vă calmați, apropo de moderație, de meditație, de rugăciune, aveți semnale care vă trimit direct către spiritualitate. Este post, patru de spade, dați-ne post, rugați-vă. Și va veni adevărul, va veni înțelegerea. Cavalerul de monede. Cavalerul de monede. Deci, apropo de, nu știu dacă s-a decalat sunetul, dar mai e un pic oricum. Cavalerul de monede, ce vă doriți? Ia uite. Să studiați, am zis, valetul de spade și lumea. Dacă lucrurile au mers greu într-o direcție, din cauza unor secrete, puneți capăt. Acum, alt mesaj, că tot am vorbit de construcție chiar de la început. Trebuie să studiați, valetul de spade studiază. Să studiați cu atenție. Eventual niște chestii care țin de internet. Cum să vă extindeți pe internet, că am vorbit chiar de la început. O afacere pe internet sau online. Posibil unii dintre voi așteptați o comunicare cu cineva online și acel personaj vine mai greu, tocmai pentru că e la distanță, dar vi doriți în preajmă că vă oferă un soi de stabilitate, într-o formă sau alta. Așa. Ce am zis? Da, și probabil că ia. De curiozitate. Da, blocați personajul care va încerca să vă controleze și vă deschideți către o nouă pasiune sau eventual să deveniți voi mai încrezător în voi. Clarificăm cavalerul de spade. Ups! Șapte de cupe. A, aveți grijă. Dar cine vine? Am senzația că vine cineva din trecut care transmite ori bârfe, ori confuzii. Da? Șapte de cupe. Confuzie. Un personaj care are multe, mare grijă. Am zis de la început, dați în urmă. Cu marcaș puternic în semn de aer, semn de aer și semn de apă, da. Creează multe confuzii. Acest personaj. Așadar, detașați-vă de ei. Șase de spade. Probabil că e și o călătorie. În fine. Da, șase de spade. Către ce a trebuit să mergeți? Ia uite, blocați. Ia uite, blocați trădările. Blocați, alegeți altceva. Ia uite, cineva v-a trădat, v-a pus în triunghi amoros. Bleh. Hai, da, bine, în fine, face parte din viață. Mergeți, cum am zis mai devreme, 8 de cupe către 9 de cupe. Iubiți-vă. Iubiți-vă și cu răbdare vă reconstruiți. N-are rost să mai clarific, că deja cărțile, povestea s-a creat. Asta este. Ați avut de face cu cine ați avut de face și se întâmplă tuturor și mie mi s-a întâmplat de-a lungul vieții, adică nu-s netrecută prin așa ceva, știu cum este asta. Mergeți mai departe. Aveți încredere în univers, apropo de stea. Aveți încredere în univers. N-are rost să mai spun ceva. Și, cum am zis mai devreme, cunoașteți-vă valoarea, pentru că sunteți unele doamne care nu vă cunoașteți valoarea, chiar și domni. Și când vorbesc de valoare, nu vorbesc de orgoliu, de mândrie absurdă, nu. Să știți care este valoarea voastră și să construiți în continuare, să adăugați la valoarea voastră. Cam atât. Sper că v-a plăcut. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală. Ceau, ceau!